Invitatul următor are o poveste incredibilă. Era polițist când s-a accidentat rău la o instrucție și a fost la un pas de să rămână paralizat, cu o voință de fier. În schimb, și cu ajutorul exercițiilor fizice a reușit să se recupereze și nu s-a oprit aici. Omul ăsta a continuat să facă sport, iar astăzi este nutriționist, instructor de fitness și deține două recorduri naționale la flotări. O să fac cu el flotări în direct. Fostul criminalist Narcis Cernea este chiar acum aici să ne spună extraordinara lui poveste. Salut, ce faci? Se strâmbi. Felicitări, ești foarte tare. Ce s-a întâmplat? Ce accident a fost? Da, în timpul unui antrenament cu colegii mei, da. Erau polițiști la vremea aceea. Erai polițist la criminalistică? Investigații criminale. La investigații, da. Da, am căzut pe spate la 2 metri înălțime. Wow. Direct pe coloană. La antrenamente, nu? Da, în timpul antrenamentelor de condiționare. Da. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Am ajuns la urgențe. A venit salvarea, m-a luat. Când m-am trezit din, nu știu, anestezie, ce mi-au făcut doctorii, a venit doctorul, mi-a spus că mi-a trecut glonțul pe la ureche râzând, că eram polițist și că riscam să rămân paralizat. Am trecut așa la un milimetru, dacă se desprindea orice tijă fibroasă, osoasă din coloana vertebrală și îmi secționa măduva spinării. Ai avut 6 luni de recuperare? 6 luni la început, da. Însă recuperare este și acum, recuperare toată viața. Toată viața. Da. Dar cum a fost antrenamentul ăsta? Adică ce n-a funcționat acolo? Pur și simplu, s-a întâmplat. S-a întâmplat la o chestie, am căzut pe spate și drept pe colan. S-a tăiat filmul, nu mai știu ce s-a întâmplat și de acolo a început toată nebunia. Și după la muncă, la munca de polițist, te-ai întors după cât timp de la accident? Cred că după vreo 2 luni sau 3 luni. După 2-3 luni, da. Te-ai întors la muncă? Da. Și apoi? Și am continuat antrenamentele, am continuat recuperarea. Fizioterapie, tot ce ține de partea asta de recuperare musculară, osoasă. Uite, vedem acum niște exerciții făcute de tine, da. Pentru că deții și de 2 ori recordul național a făcut flotări. Da, 2 dintre ele. Adică odată ai făcut 148 de flotări într-o serie, da. Și 25, care sunt în picioare acum. Și 25 astea, în stil Superman. Superman, exact, sunt cele mai grele flotări din lume. Doar 25 poți faci? Asta am făcut atunci. Păi plantă-i, vino mă să-i arătăm noi cum se face. Era un pic ocupat cu microfoanele. Bun. Și te-ai apucat de scris cărți pentru copii. Pentru copii am mai multe cărți scrise. Tot am plecat de la prima carte, de la Self Transformer, până am ajuns să scriu pe a doua, Kids Transformer. Dar accidentul ăsta ți-a schimbat toată viața? Toată viața. M-am trezit în momentul în care aveam 2 alegeri să fac. Adică nu aveam altă alternativă. Învins sau învingător. Peste linie sau sub linie. Am ales, am tras tare, a fost greu, foarte greu. Perioada aceea, mai ales că eu aveam o viață sportivă la modul, făceam sport când îmi aduceam aminte. Eram sportiv, am făcut sport de când mă știu, dar nu un sport foarte bine organizat și controlat. Plus nutriție, plus că ai nevoie de foarte multe elemente nutriționale ca să poți să-ți revii perfect. Și atunci... Și acum de câte ori faci câte ore faci pe zi? Antrenament? Cam o oră pe zi. De fiecare zi? 5-6 zile pe săptămână, plus 2 zile not, antrenamente... De condiționare, să zic. Și anul trecut ți-ai dat demisia din poliție? Da, de ce? În 2017. Nu puteam să le mai îmbim pe amândouă. Timpul de la muncă cu timpul legat de nutriție, de fitness, de viziunea pe care o am acum de a ajuta oameni, dacă era o lume mai bună, nu puteam să le mai fac pe amândouă bine. Atunci am preferat să dau demisia și să mă axez exclusiv pe deci ai renunțat la poliție și te-ai axat mai mult pe povestea de nutriție și de sport. Exact. Chiar zilele acestea citeam un sondaj că România este pe locul 2 în ceea ce privește obezitatea la copii. Infantil, exact. Da. Am ajuns pe locul 2 și am crescut foarte, foarte repede, iar cifrele sunt într-o explozie continuă. Dacă nu luăm măsuri acum și dacă nu conștientizăm, pentru că o mare problemă pe care am constatat-o, mai ales de când am lansat cartea, este că foarte mulți părinți nu conștientizează că copiilor lor li s-ar putea întâmpla ceva atât timp cât ei sunt încă slăbuți. Merg pe aceeași idee veche, că așa mânca bunicul, pe multe alte chestii care acum nu se mai potrivesc. Departamentul de nutriție al Universității Harvard a venit cu un studiu care a șters total mentalitatea asta veche, în care arăta că ce mânca bunicul noi nu mai avem acum accesibil, nu mai există așa ceva, s-au făcut teste inclusiv pe alimente și s-a demonstrat științific că alimentele nu mai conțin nutrienții pe care le conțineau alimentele pe care le mânca bunicul. Deci nu mai e nicio treabă, exact. Mâncarea de atunci plus cu mâncarea de acum. Mucea de dimineața până seara, ardea 5.000, 7.000, 10.000 de calorii într-o zi, noi ardem 2-300 de calorii, să la calculator răspunde la mail de dimineața până seara și cam asta este... Pentru că nu se mai face sport. Partea asta sportivă, și da. Asta este o carte în care tu încerci să educi familiile, nu? Să-și hrănească sănătos copiii.
Eu îi spun că este ca o biblie nutrițională pentru toată familia, pentru că ai acasă un psiholog, ai acasă un bucătar și ai acasă și un antrenor de sport care să te ajute. Uite, sunt reguli pe care dacă le-ar urma părinții, probabil ar fi principii mult mai sănătoși copii. Exact. Principii foarte, foarte simple, dar totul pleacă de la partea psihologică, emoțională. Dacă noi avem grijă de copiii noștri în perioada 1-7 ani, că este și vorba aceea că cei șapte ani de acasă sunt cei mai importanți. Așa este pentru că, din punct de vedere psihologic și emoțional, copilul atunci se formează. Între 0 și 2 ani este perioada delta, de formare psihologică, iar între 2 și 6 ani este perioada teta. În perioadele astea două, inclusiv, mai ales în perioada teta, copiii își implementează involuntar toate programele cu care va pleca în viață. Ei, dacă în perioada asta asimilează informații corecte, de exemplu, foarte mulți părinți spun că nu au timp. La mine la cabinet îmi vin foarte, foarte mulți părinți cu copii grăsuți ca să le fac diete personalizate, să îi ajut să slăbească. La copii nu sunt neapărat diete personalizate, un plan alimentar sănătos, să zic, ca să nu intru în alți termeni. Ideea e că, și îmi spun că nu au timp, ideea e că dacă ei și-ar implica copiii atunci când merg la cumpărături, atunci când gătesc, atunci când fac curățenie, timpul acela se va găsi. Când ești la muncă, clar, trebuie să mergi la muncă, ai obligații. Adică să implici pe copii în absolut exact. În ceea ce faci. Gândește-te dacă mergi la cumpărături, iar copilul se află în perioada delta-teta, da? Până în 7 ani de zile. Și îi pui morcovelul lui în mână și el să-l pună în coș, să facă el alegerea, să fie alegerea psihologică a lui în care el îl pune în coș. Și spui, tati, uite, morcovelul te ajută să vezi mai bine, o să vezi și mai bine decât vezi acum. Iei un măr, îl pui în mână, îl pui pe el să facă alegerea să-l pună în coș și spui, tati, dacă vei mânca mai multe mere, vei avea multă energie și te vei juca mai mult. El va asimila informațiile astea foarte bine. Ajungi acasă cu el în bucătărie, faci recapitulare. În timp ce gătești, ești cu el. Copilul nu e pe tabletă sau în altă parte. Copilul și atunci îl implici în toate exact. Activitățile. El va pleca la școală cu o mentalitate, cu o educație nutrițională implementată involuntar, indirect. Și atunci părinții nu trebuie să-și mai facă chiar așa mare grijă că ajung la școală să duc într-un alt mediu mai periculos. De fapt, e mai importantă pregătirea psihologică exact, decât exact. Cum pleacă el la ce mănânci. Am un caz fantastic pe care, cu un copil pe care tocmai l-am ajutat să slăbească. Chiar a luat locul 2, cred că s-a uitat acum la noi. A luat, nu, locul 3, medalia de bronz la campionatul național de scrimă. A slăbit 11 kg în vreo 3 luni de zile. Da? Ideea e că acest băiețel, nu doar că s-a schimbat pe el, dar a schimbat toată familia și toți prietenii din jurul lui. Îi trage de mânecă când văd că mănâncă prostioare și ies împreună. Și zice, hai să luăm fresh de care m-a învățat Narcis. Hai să luăm sandwich de care m-a învățat Narcis. Hai să mâncăm ce m-a învățat Narcis. Foarte tare, Narcis, bravo. Să schimbăm în cercul nostru. Să știi că ar fi bine dacă putea să vii o oră și pe la noi, pe la emisiune, că eu și cu plantă suntem niște copii mai neascultători. Am văzut slăninuța aia, parcă gata, ne-am pierdut mințile. Era vegană. Da, da, nu știu, nici slăninuța asta nu mai era cum era pe vremea bunicilor noștri. Poți să rămân după program. Te rog frumos, plantă, de acum încolo mergem la nutriționist, mergem la antrenorul de fitness, mergem la domnul Narcis Cernea. Asta e că aici o carte, asta este pentru adulți, da? Pentru adulți este cartea de la care a plecat tot. În 2016 am lansat-o. Iar odată cu ea am lansat și o comunitate pe care noi acum o numim tărâmul nostru de succes, pentru că în această comunitate sunt vreo 2000 și ceva de persoane care nu doar că au slăbit și au îndeplinit obiectivele pe partea fizică, dar au devenit mai buni în tot ce fac. Un job mai bun, mai multă fericire în familie, absolut succesul pe toate planurile. Noi îl numim The Land of Success, Self-Transformer. Spune unde o să te găsească oamenii, unde poți să te găsească oamenii. Tot ce postez eu, toată interacțiunea mea cu persoanele care mă urmăresc este pe Facebook, pe Narcis Cernea, da? Fitness. Uh-huh. Narcis Cernea e pagina personală, acolo sunt deja 5.000 de prieteni. Pe Narcis Cernea Fitness, acolo postez absolut tot ce fac, iar cărțile se găsesc pe www.narciscernea.com. Eu îți mulțumesc mult de tot, nu știu cum am deschis eu cartea asta prima dată când am deschis-o, fix la mușchii abdominali. Pătrățele, vine vara? Nu, dar mă și reprezintă chestia asta cu mușchii abdominali și fix asta aici am deschis. Super! Narcis, îți mulțumim mult de tot, să ai mult succes, mulțumesc. O să citim cărțile și să știi că te așteptăm aici să faci niște antrenamente cu noi. Cu tot dragul, cu mine îți mulțumesc pentru invitație. Îți mulțumesc mult de tot, mulțumesc. Dar la sala acolo faci și alte exerciții, nu numai flotări, nu? Bineînțeles, facem de toate. Și nu ți-e mai dor să mai fii și polițist? Sincer, nu. Nu-ți mai dor, a? 10 ani de zile au pus capac. 10 ani de zile în care am întâmpinat foarte multe A fost lucruri. Greu? Nu greu, intens. Intens din toate punctele de vedere. Ce e cu tatuajul? Ce scrie? Nada sin Dios. Nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu. Am înțeles. Foarte bine. Ți-ai făcut tatuajul după accident? Da. Acum 2 ani de zile. Acum 2 ani de zile. Mulțumim mult de tot. Să ai multă baftă. Mulțumesc și te mai așteptăm la emisiune. Te salut. Mulțumim mult de tot, Narcis. Plantă! Măcar dacă vine o oră pe săptămână, o să ne rezolve problemele noastre abdominale.